Suntem într-o zi foarte luminoasă de luni, 23 noiembrie. Acum 100 de ani se năștea Paul Celan, de fapt se năștea Paul Pesach Ancel, ulterior a devenit Paul Celan, poetul cunoscut, poetul care a lucrat ca nimeni altul în interiorul limbii germane, deși a început ca poet român. Este un curaj foarte bun, foarte bun de a sta de vorbă, de a încerca să-l decriptăm, chit că, deci, cred că este unul dintre autorii inepuizabili de ceea ce s-a scris foarte mult despre el. Este o mică parte din referințele ce la mie mi le cea pe masă, în dreapta mea. Întrebarea vine de la sine. Cum ne apropiem de acest poet foarte dificil? Prin prisma biografică, prin prisma poeziei, care e cheia? Prin prisma biografică este foarte înțeles acest moment, pentru că biografia lui l-a marcat. I-a marcat creația. Deci noi am ales chiar titlul acestei discuții, Buză tragică a Paul Celan. Viața lui a fost tragică. Deci este și de înțeles, pentru că s-a născut la o răspândie de iubire. Nu de-a secole, dar de imperii, deci în orașul cel mai mulți care erau un mix de etnii, confesiuni religioase și deci, acolo în oraș și însușit mai multe din care le-au trebuit să activeze în poezie germană, de fapt, el a încercat și a putut să devină și un poet român și pregăteau cunoștințele să devină și un literat român și evreu, pentru că cunoștea foarte bine aceste limbi. Încă din copilărie, dar a ales limba germană. Pentru el a fost un test foarte important, deci a fost un test dorit, pentru că nu mai multe considerente, pentru că deci a fost limba maternă și a fost dualitatea aceasta, că a fost limba maternă și a fost limba care era responsabilă de Holocaust. Deci acest Holocaust care ne-a marcat. Da, și care și-a lăsat o amprentă teribilă asupra creației lui Celan. Să ne amintim că primul text pe care se face cunoscut este Tot de sfughe, tradus de Petre Solomon la patru mâini cu Paul Celan. Într-o primă variantă se numește Tot de tango, după aceea se revine la, deci se merge mai departe și se intitulează Tot de sfughe. Este foarte curios că Paul Celan, de fapt, a debutat în presă printr-o traducere, e vorba de acest Tot de sfughe, tradus, Tot de tango, deci tradus de Petre Solomon, dar sub supraveghere de mijlocete a lui Celan. Este textul care l-a consacrat dintr-o dată, deci poate unul dintre cele mai cunoscute texte ale sale. E adevărat că la un moment Celan cumva încerca să fugă de acest text, în sens că nu toată poezia lui se rezumă doar la Tot de sfughe. A mers mai departe, a evoluat foarte mult în formule. Aș mai aminti, apropo, ca să rămânem încă puțin în acest perimetru biografic, că a avut o șansă extraordinară, într-un fel, șansă tragică Celan, pentru că de fapt a fost ascuns la un moment dat. În momentul în care părinții au fost deportați în Transnistria, a fost un industriaș român care l-a ascuns în vizina sa pe Paul Celan, care avea atunci 21 de ani, deci era foarte tânăr și într-un fel l-a salvat, dar el a trăit foarte tragic, mai ales moartea mamei, cu care se pare că se înțelegea foarte bine. Mama, de fapt, l-a vrut tot timpul scriitor de limbă germană, deci e limba maternă, mama sa, Frederiche, de fapt, era perfect vorbitoare de germană, se revendica de la Deutsche Kulturnation, deci națiunea culturală germană, pentru că foarte mulți evrei din Cernăuți. Tatăl mai degrabă vrea să-l vadă plecat în Palestina, deci îl vedea colonist. Să mai rămâne puțin asupra acest aspect, după ce vom trece la literatură. Da, deci ați vorbit despre fuga morții. De fapt, noi am zis că rămânem asupra deci, biografiei. Deci, el a căutat foarte dureros. Acum, dicționarele el atestă ca și poet austriac de origine română. Dar mai multe țări sunt în competiția de a-l declara său. De fapt, această onoare pentru poet este, în această onoare s-a scăzut o durere mare, pentru că el, după război, a căutat mult să se stabilească cu traiul, mai întâi la București, apoi la Viena,
și în sfârșit a plecat la Paris, de fapt acolo se afla și Nicu, să probabil că a jucat numărul și acest lucru. La început probabil a căutat sărânia în care probabil planificați activizare în cultură acestor țări, limba acestor țări, română și germană, deci, dar până la urmă a ales Parisul. Deci, tragedia lui mai este că, pe lângă faptul că a suportat deci, tragismul în pierderii părinților sau că singur a trecut prin lagări, după război se mânase unde pleca el peste tot dădea de ruine. Și nu numai ruinile orașelor, poezia lui de fapt se întâlnesc foarte mult în ținele de piatră, cenușă. Deci aceste erau ruine fizice, dar mai erau ruine de culturi, ruine de civilizații. Civilizații, da. Exact, plecase civilizația veche și nu vedeam. El de fapt s-a născut pe ruinile unei civilizații austro-ungare, da. Unde cenușa anul 20, 1920, este abia de 2 ani de zile se află în cadrul României Mare, încă în mare parte este un oraș de limbă germană, da, și amprenta austriacă este una foarte, foarte puternică, la cer, nu se vede și acum, deși mai puțin. După aceea, deci, amintesc că din copilărie am mers întâi la o școală românească, dar a făcut și școală evreiască, deci am învățat, deci, vorbea înseamnă că și cea mai degrabă idiș. Da. Deși mai târziu vorbea și evraică, am văzut niște texte în care se spunea că vorbea și evraică. Da, pentru că taic-taic-ul vedea colonist deja în Palestina. Aș mai adăuga la capitolul ăsta pentru a bucla acest parcurs biografic, fiind la București după 45, a lucrat la editura Carte Românească și a tradus în română un erou al timpurilor noastre de Lermontov, deci, și semnat, dar încă semnat cu numele adevărat Paul Ancel. Deci e semnat cu numele Ancel, este o traducere din 47, este perioada în care se află mai degrabă între poeții avantgardiști, este prieten cu Nina Casian și cu alți poeți și simțul acesta al avantgarde, al experimentului, se simte foarte bine în primele sale texte. Petre Solomon testează vreo 10 sau 11 poeme scrise în românește. E un fragment de proză acolo, e o traducere din Kafka în română. Deci omul avea disponibilități extraordinare lingvistice, se întâlnea cu mai mulți autori preferați în câteva limbi și, pe de altă parte, cred că totuși această cultură germană pe care i-a servit-o mai închisat, care odată în plus, repet, se revendica de la Deutsche Kultur Nation, deci națiunea culturală germană, cred că a fost determinată și cu memoria mamei sale, pentru că din câte am citit și toată poezia lui, se simte această imensă pierdere a mamei sale, această imensă durere. Probabil că a avut și o dramă extraordinară peste care trebuie să pășească, să scrie în memoria mamei, exact în limba ucigașilor, că o să, și asta mi se pare cumplit. Da, și deci mai este un moment că în limba, poezia germană după război, trăgea pentru o perioadă foarte complicată, mai ales din cauza că poezia germană se, tradițional se axa pe sublim. Da. Iar aceste noțiuni în acționare au fost exploatate de ideologii Reichului al III-lea. Deci, vă imaginați după aceasta să folosești cuvinte de glorie, onoare, decență, să le folosești în poezie după ce au fost exploatate în atrocități, în ordine strașnice. Deci, în plus, deci, fiind că ați vorbit despre fuga morții sau tangoul morții sau tonata morții, are mai multe traduceri și mai multe denumiri pe română. Deci, trebuie să spunem că a fost primită foarte mult de către poeții germani. Când el le-a prezentat-o într-un lume, deci ea a fost la metadă. Nu am înțeles în lume, ce la neamă era de parte de cea poeților germani. Poezie, în momentul ce se afla în ieri, iar ceva deja era în mâine. Și deci această discrepanță a fost tragică în sensul că
De fapt, nu știu cât vom dați feric, pentru că el sigur declara că actul de poezie este foarte individual. Este ca o strângere din lumea. Am suferit, de exemplu, când citesc corespondența sa cu Ingeborg Bachmann, are niște reacții absolut ulcerate și dureroase la cea mai mică observație. Cineva a scris mai puțin de bine despre cutare sau cutare texte, are o reacție extraordinară, viscerală, aș zice. Adică la el sensibilitatea este ultrageată, este atât de sensibil încât ca și cum nu are piele, are direct nerv la care deci este conectată realitatea. Aș mai spune ceva apropo de această observație foarte fină. Da, până la el poezia germană merge pe sublim, pe măreț, pe tot ce de fapt s-a ruinat odată cu Al Treilea Reich. Iar la Celan, și apropo de chestia asta, amintesc teribilă fraza lui Teodor Adorno, cum se mai poate scrie poezie după Auschwitz, iar Celan merge mai departe, pentru că el scrie o poezie a mărturiei, ce se întâmplă cu omul dezumanizat, cu omul care este redus aproape la instinctual. Și toată poezia lui, după Todes Hucke, devine tot mai subțiric, tot mai ascetic, tot mai scheletic, aș zice. Poemele lui seamănă cu niște schelete aproape, sunt foarte fine, foarte reduse ca limbaj. Se spune, mai mulți critici vorbesc despre un fel de anti-germană aproape, pentru că este un fel de luptă cu limba, un fel de luptă aliată cu limba, deci ca să cităm exemplu biblic. Și celălalt în sensul ăsta forțează limbajul, el forțează limitele acestei limbi germane pentru a găsi nu sublim, dar pentru a găsi mărturia ultimă, pentru că, de fapt, cred că un om normal nu poate înțelege cum o mare cultură poate da naștere și unui regim absolut monstruos. Și la celălalt se simte această dramă. Pentru că eu pot să vorbesc foarte mult despre și ca să nu vreau să mă monopolizez, oricum o să montăm niște chestii, adică dacă aveți ceva intervenții, pentru că eu vreau să după ce se poate să mă refer la felul în care Celan a influențat poeții moderni și așa mai ce lucruri spus. Dar despre Celan, către tot ce vreau să spun? Foarte bună întrebare. Haideți, vorbiți după ce adaug eu ceva. Deci, creația sa include și traduceri foarte multe. El cunoștea foarte bine lipile, în engleză a tradus mult. Adică, haideți să vorbim despre traducere în germană. A tradus foarte mult din engleză și despre... Deci a tradus din franceză, a tradus din română. Din rusă. Iată, din rusă vreau să spun în mod special, el a tradus poeții Epocii de Argint, a tradus pe Bloch, Kessine, Mandelstam, Maicoace, pe Evtushenko l-a tradus, pe Velimir Hlebnikov, un poet foarte complicat. Foarte asemănător cumva cu celălalt. Și asemănător cu celălalt, da. Pentru că și acela merge până la miezul cuvântului, până la disfaci, până la ADN-ul cuvântului. De fapt, aceste autori pe care le-a selectat pentru traducere, deci vorbește de preferințele, de sănătunile, valorile de celălalt, deci aceste autori erau mai apropiați. Și traducerea în loc, nu erau de fapt niște acte proprii de creație, pentru că sunt niște adaptări foarte complicate, foarte minuțioase, foarte filigrane. Aș adăuga aici, pentru că mi se pare un subiect foarte interesant și aproape epuizabil, că un poet de anvergura lui Celan, evident că atunci când se apropie de o altă poetică, oricum trece prin filtrul personal. Dar aici mă gândesc la felul în care și-a selectat autorul. De exemplu, în corespondența cu Ingeborg Bachmann, vorbește cu mare pasiune despre două traduceri. Despre traducerea lui Mandelstam, pe care l-a simțit ca pe un, la fel, prin zgonit. Da, chiar un suflet pereche și Mandelstam a murit în condiții îngrozitoare, deci în lagăr de lângă Vladivostok. S-a confruntat cu regimul, a fost opresat, a fost suferit, suferit, suferit. Și aș aminti aici că, la un moment dat, Celan îi dedică lui Mandelstam o carte întreagă. Deci, una dintre cărți, tot ăsta, Trandafirul Nemănui, deci, Die Nemanslose, este dedicat memoriei lui Mandelstam. Mi se pare un gest extraordinar, pe care după aceea îl și traduce asta, pe de o parte. Pe de altă parte, la un moment dat, tot vorbește cu
foarte mare pasiune despre traducerea unei imense poete de rezistență, care este Anna Akhmatova. Bun, face parte și ea din secolul de origine, dar el traduce poemele mai din coace, adică cele poemele suferinte, deci după ce fiul Akhmatova a trecut prin Gulag, etc., etc. Deci felul ăsta de a se raporta anume la poeții care sunt apropiați unii și ca, dacă vreți, frați de celulă aproape, pentru că s-a simțit tot timpul un fel de izgonit și în sensul ăsta și-a căutat cumva sufletul pereche. Apropo de traducere, am în carte, am aici o ediție Paul Celan, ușoară de poeme, René Paroteur, deci este o ediție pe care Celan a văzut-o, deci reunită de autor, adică a urmărit-o și el, și ceea ce m-a impresionat aici este felul în care Celan, care era un perfect vorbitor și de franceză, a stat o mulțime de ani la Paris, deci, practic, da, deci din 48, când părăsește în decembrie, părăsește Viena, se stabilește la Paris și până în 70, până se aruncă de pom Mirabeau în Sena, a stat la Paris. Ei bine, Paul Celan, care niciodată fiind la Paris, n-a mai scris deja nici în română, nici în franceză, deși putea, dar a scris doar în germană. Deci era într-un fel refugiat în propria limbă, într-o țară cu limbă latină. Deci nu lucra cu traducătorii, deci lucra foarte atent și la noi a notat textele. Deci aici sunt traducere făcute de mai mulți prieteni de esei în franceză și la care vedeți câte observații, câte multe, de exemplu, acest text, practic rescris de Celan. Asta mi se pare, sau acest text, practic rescris de Celan. Și asta mi se pare un gest de o foarte mare responsabilitate. De ce? Pentru că eu cred că un autor, când gândește în limba sa, el are tot timpul de ales între cuvinte, sinonim, și el merge pe varianta maximă, varianta care exprimă plenar. În traducere, tu trebuie să simți cu aceleași cuvinte ce vrei să spui și ei nu sunt perfect traductibili, trebuie practic să ți rescrii textul. Și ceea ce face Celan la 4 luni cu traducătorul este pe o parte în franceză, pe altă parte în acea ediție Petri Solomon, Paul Celan, în care sunt date și versiunile românești. Deci, el are o imensă stimă față de cititori de alte limbi și încearcă să-i dea varianta maximă care aparține, maximum primită. Asta mi se pare important. Apropo, referitor la responsabilitate, prima sa carte care a încercat să o publice la Viena, cel a fost atât de nemulțumit de ceea ce a văzut lumina tiparului, rezultat pentru că a ordonat să fie nimicit tirajul. Doar, da. Nu este primul autor care își nimicește tirajul, dar este adevărat că acea prima carte apărută în 48 la Viena este desfințată de Celan și, de fapt, abia cărțile ulterioare deci, intră cumva în numărătoare, dar adevărat că un ciclu din poemele cele din prima carte sunt reluate în primul volum pe care deja el l-a aplicat fiind deja stabilit la Paris. Deci, probabil că este momentul să vorbim și despre influența lui în cultura, în literatura română și prin filiera dumneavoastră. Pentru că l-ați studiat foarte mult, l-ați studiat la Cernăuți, l-ați studiat opera. Probabil că tot ce ține de ceva l-ați studiat, nu știu dacă Moldova mai este un om care îl cunoaște mai bine, de aceea, deci acum, vă rugăm să... Într-adevăr, am făcut o mare pasiune pentru acest autor. Eu, nefiind vorbitor de german, din păcate, tocmai de aceea am apelat la o mulțime de alte traduceri și în franceză, și în rusă, și română. Am putut să le confrunt, de exemplu, același text, l-am văzut în zeci de variante și în română, și în rusă, și în franceză. Ca să fim corecți față de colegii noștri, aș spune că mai există un om care, și un scriitor foarte bun, care îl știe bine pe Celan și într-un fel are și o afinitate, dacă vreți, biografic. Este vorba de poetul Arcadie Sucevan, care este din zona Cernăuților și a și scris un eseu foarte... Din păcate n-a putut veni acum la discuția aceasta, e prins cu alte lucruri. Nu știu dacă pe foarte mulți poeți Celan i-a putut influența în așa măsură cum cred că m-a motivat pe mine. Eu fiind un poet de cu tot o altă factură, adică nu sunt atât de iarbentic ca Celan, sunt mai degrabă un poet al spațiilor vaste, cu poeme foarte răsfrânte, foarte întinse.
mai degrabă așa, editorian sau Israel Palm, ceva de genul ăsta. Dar, pe de altă parte, această idee a lui absolut extraordinar de a se lupta cu limba și de a forța niște orizonturi pe care niciun alt poet nu le-a îndrăznit, mi s-a părut extraordinară. Citisem mai multe biografii a lui Celan și în română și în franceză și toți remarcă acest fapt că de la Hölderlin la celălalt nimeni nu a mers mai departe în interiorul limbii germane ca Paul Celan, deci într-un sens el este un fel de Cristofor Columb al limbii germane, în sensul în care a descoperit niște continente de nevăluit. Acum, venind mai spre mine, cred că pot să spun, asumându-mă acest destin, că Paul Celan, într-un fel, ca și cum m-a vaccinat împotriva a tot ce înseamnă patetic, împotriva a tot ce înseamnă grandios, luminos și fals. Da. Cred că acest vaccin a fost unul dintre cei mai puternici. Am avut noroc, fiind încă student, asta se întâmpla prin anii 80 și puțin, la Chișinău, la universitate, am citit într-o traducere rusească foarte, foarte bună, am citit tot de Smuge, deci m-a impresionat foarte tare. Aveam deja peste publicate, nu că eram foarte patetic și atunci pe la 20 de ani, dar oricum eram un fel de așa o stare așa mai optimistă. Asta m-a vaccinat foarte repede, de orice optimism, din potrivă, deci m-a făcut mai reflexiv mai și după aceea tot ce s-a întâmplat, chiar dacă au fost perioade în care n-am pomenit nici măcar nimeni sau nu i-am deschis cărți, oricum a revenit pe cer. Adică în 94, când lucram la poemul Vaca, unul dintre poemele mele cele mai cunoscute și care a tot circulat într-o antologie înaltă și s-a tradus într-o mulțime de limbi, oricum, referința esențială acolo în poem este acel vers din Celan cu lapte zorul meu. Da. După aceea a tot revenit, deci am aici o revistă austriacă, Richtungen, în care traducătorul excepțional care se numește Gerhard Cheika mi-a tradus în limba germană poemul Apatrid, deci care este dedicat lui Celan și care începe chiar așa sub poem Mirabeau cult Celan și un poem scris pe jumătate, adică puțin în franceză, după aceea în română. Alte câteva texte și o să le citesc poate aparte, așa că mici secvențe, sunt nemijlocit dedicate lui Celan sau îl aduc pe Celan printre personajele textului, pentru că și asta este un foarte mare personaj. Eu nu știu dacă la ora actuală există în germană, în limba germană, vreun roman în care el să fie personaj, dar eu cred că el este un extraordinar personaj tragic de roman. Da, iată, asta ce am început, muza tragică în Paul Celan, deci tragismul mi-a marcat viața și asta este. Astăzi îi aducem omagiu, pentru că este o figură emblematică în poezia modernistă și în poezia secolului trecut. Deci este o figură foarte importantă în poezia culturii germane. Deci a influențat destul de mult și culturile și literaturile autorului. Nu, și altor limbi, foarte corect, altor limbi, pentru că sunt literaturi diferite pe în aceeași limbă. Limba germană există și elvețienii și canadienii, și este foarte corect observația. Cred și eu că este unul dintre autori care a modificat însuși codul genetic al poeziei. Nu sunt foarte mulți, de exemplu, în secolul 20 există un Ezra Pound, un Eliot, un Apollinaire în Franța, câțiva poezii de avantgardă, Tristan Tzarache, știu, Breton. În postbelic, cred că cel mai puternic poet care a marcat toată omenirea, nu vorbesc acum doar de limba germană, cred că poetul care a mers cel mai departe a fost Celan. Poate de aceea e și mai puțin accesibil, pentru că nu toți sunt dispuși să meargă atât de departe de pe dânsul. O să, dacă tot vorbeam de influență, nu o să vă citesc din
viitor roman, pentru că sunt niște fraze destul de lungi și s-ar putea să mă rătăcesc eu însumi, deci până ajung să termin o frază. Dar o să citesc câteva poeme scurte în care Celan apare pe post de personaj. Mi s-a părut, repet, atât de singular în acest linie literar, încât l-am transferat de poleța de autor pe poleța personajelor. Primul poem pe care îl citesc ține de o anumită relație, despre care mai înainte să spun câteva cuvinte. Am pe masă aici o carte pe care o proces foarte tare. Este vorba de corespondența dintre Ingeborg Bachmann și Paul Celan. S-au întâlnit la Viena în iunie 48. Au devenit foarte repede iubiți. Prima poezie, în Egipt, dedicată lui Ingeborg Bachmann. După aceea, deci, Vasibor în Chemnii, va veni iar la Paris, va și vor da întâlnire pentru fotografie și de german. Deci, a fost și asta o mare dramă, pentru că, de fapt, sunt doi poeți imenși în limbii germane și nu prea văd cum ar fi trăit împreună, dar asta este. Iar cea mai dramatică, că până la urmă sunt în paralel niște soți paraleli și care cumva s-au întâlnit, mi se pare dramatică și moartea lor, pentru că dacă Celan se aruncă în Senă, Ingeborg Bachmann arde într-un incendiu la Roma, deci ca, cumva rimează și aici într-un mod tragic și omul sunt așa, quartet vienez, Eminescu și Veronica, Paul Celan și Ingeborg Bachmann. La Viena, iubirile izbucnesc nepraznic și duc fie la ospiciu printr-o mănăstire. Cine scapă să-și lege cravată la gât Senă, să-și pună cenușă pe cap Roma. O să mă acetesc două texte, pentru că pun în ecuație și un alt poet român, evreu de origine, care a devenit un poet universal și un scriitor universal, un filozof universal, este vorba de Benjamin Fondoianu, cunoscut în franceză ca Benjamin Fondant. Un poet care a debutat în România cu volumul Preveriști, n-a mai scris, este sigur un volum de poeme, dar care a perseverat după aceea în franceză, are scris și poeme în franceză, dar are și câteva lucrări de filozofie, a fost discipul lui Lev Shestov, este un poet tragic, este un autor tragic și de ce i-am întâlnit în poemul meu? Pentru că la un moment dat îmi amintesc că prin anii 38-39 Celan era student în Franța la medicină, iar exact în aceeași perioadă la Paris locuia Benjamin Fondant, deci Benjamin Fondoianu, și pentru mine era mult să se întâlnesc. Poemul sună așa, apa și focul. Frasii, fântâni arteziene, una grefată cu un vers de Celan. Păi da, de-aș fi un încotro convoiat frasi în afară, spre care își înalță gâtul ei de girafă în flăcări, să-și dea sufletul beb fundoianu, dogoarea de jur de furnal, ardere de tot, șoah. Și mai rămân puțin în această lume a întâlnirilor paralele. Spuneam de această pasiune între Ingeborg Bachmann și Celan. După aceea ziceam că toate ultimii 22 de ani Celan a trăit la Paris, în același Paris în care la un moment locuia o altă mare stea a culturii austriece. Este vorba de actrița Romy Schneider, care se sinucide la 44 de ani. Și pur și simplu mi-am pus întrebarea dacă nu cumva, deci fiind având origine austriece, dacă nu cumva s-au intersectat. Dacă nu, deci am intersectat eu într-un poem care sună așa, Pantareie. Abia dacă îi spune încă străinii fii apa în 48 lui Ingeborg Bachmann, cu o altă vieneză Romy Schneider i-a tot țâșnind din lapisin. O fi văzut oare Celan? Niciunia n-are să-i arunce în 70 vers cât Senă. Eu notam pentru noi amândoi, eu n-am notat. Și o să închei spunând, deci, că volumele mele de poeme, Apa 3, este practic dedicat memoriei lui Celan și poemul
cel mai întins din acel volum, A3, pe care l-am arătat și în ediția germană într-o revistă austriacă. E dedicat lui Celan, el este printre personaje. O să citesc doar final, fiind un poem mai lung. Poemul se numește, deci, Apatrid, poem fluviu, și finalul spune așa. O micuță sirenă de cerneuți prutul, adânci-ți privirile, trasă când la un mal, când la altul, o sticlă cu mesaj a zvârlit la țărm, țărmul inimii, poate poetul. Un poet prefăcut cu o sirenă e un prinț. O sirenă fugită la vale cu un poet e o apă iertată și cernăuți tera promesa. Săpăm un mormânt în văzduh și nu va fi strâmb. Ireal site. Pe sub poduri scurgându-se o mare de oameni, încât n-a fost de ajuns un râu și au dat drumul pe Nistru. Iar când s-a terminat și acesta pe Bug, el, cel care a fost pe corabie, însă și corabia, poate nu chiar corabia, luntrea, și dacă nici luntrea nu puntea, în necatul acela ce s-a reflectat de pe pod, înainte să spargă oglinda apei, o fi ajuns oare una cu râul și Sena, aruncându-se mare cu prutul, în vers de Osip Mandelstam, jidovul rătăcitor îl ia în brațe pe Ulise și fac împreună un Apatrid de Apatrid, sur le pont Mirabeau, cum e Selam. Aș vrea foarte tare ca, după ce a avut o viață întunecată, după ce că s-a aruncat în Sena la nici 50 de ani, în aprilie 1970, poezia lui Selam, amintirea lui, să fie la fel de luminoasă ca ziua de astăzi.